Eu nu pot intra la femei cu mașina cu piulița. Nu. Trebuie să lăsăm în stradă, să luăm tot în mână. Oi, se rupe. Cade ușa. Da, stai, eu ți-am dat așa trusa. Da. Da, bună dimineața la toată lumea. Hai că da, ok. Mi-am întâlnit cu Nea Gheorghe la magazin. Ce? Când i-a rupit botul. Da, pentru flex. Nu vin la mine când te-ai alinat cu trușpa. Mulțule, cum ai dormit? Bine. A lăsat flexul omului în zapadă. Foarte cald astăzi. Ia Dion. A plecat de ea cu 20 de minute la pâine. Și-am convenit. Tonii lipici. Pui pe carton. Asta e iubrinită să prinde. Mâncare pentru șobolan. Iubrinită că am tăcut să-mi... Las la mine. Profesorul. Asta e profesorul, așa se spune. Asta e ascuțitul? Da, e la ascuțite. Mai tai? Tai de crată. Ia și trebuie, că nu mai venim o dată, tăma de acolo din vale până aici. Nebunit. Hai, și-am chis mașina și-am plecat. Răbdare! Bună ziua! Bună ziua! Gata? O rupă! Ar trebui să-i dai mănușile lui Daniel. Ce să fac? Are... Eu le-am luat pentru mine. El cine are buzunare bun? Ia, toată leacă Daniel și geaca. Toată leacă și geaca. Rădea din plăvăr. Rădea din plăvăr. Și geaca asta are duiază. Rădea din plăvărul meu, dar și plăvărul tare. Trimit. Plăvărul pe mine e în primul an de folosire. Ăla încă nu are doi. Geaca ta e de știu. De când ce știu ai geaca asta? Da chiar, nu să mă rup. Da chiar, Aleandru. Alții caută geaca să mă rup. Și-a nu trecut cu 2 ani. De la chinești, de la bun. Băi, stați o leacă. Să le spunem la oameni ce facem. Astăzi mergem la femeia care e proprietara casei. Doamna Sofica. Da, la doamna Sofica. De atunci am promis că mergem la ea să-i tăiem lemnele. De asta e Aleandru cu drujba, Daniel cu toporul și le tăiem și le crăpăm. Azi în ziua lui liber. Liberă. Alex a zis că hai acum, Dani, că nu se mai știe când mai putem tăia. Niciodată nu se mai știe. Hai. Mi-a luat ustensilele. A luat toporul ăsta. Ăsta e profesor Ionuț, așa îi spune, profesor Ionuț. Profesor Ionuț. O să stângheță mâinile pe el. După aia mergem la căță să vedem ce s-a întâmplat acolo cu zăpada asta. O luat tabla pe casă. O rup poișorul ceva, trebuie să vedem. Trebuie să mirităm. Ce floare e asta? Din apă a aici. Eu nu mă uita. Floarea, bine mă uita. Slujba, tata s-a chinuit o oră, vă părinte. Vă să-l bine, nu? Ia părinte. Mă dau deoparte că te-ai chinuit. Nu-i dai drumul cu butonul în lipsă. Apasă și pe unul la buton acolo. Nu-i pe zero. Trage jocul. Adică... 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 E motorul ăsta, de asta de să frumos. Are drumul bun. Da, da. Bună, da, da, da. Poate deschis. Uite. Ce ți-am spus așa? Tati Sofică! Ce? Socăra de lemnică? Socăra de lemnică? S-a așezat. S-a așezat. A zis peste trandafire. Da. V-am zis să aveți grijă la trandafire. Tati Sofică! Stai să mă, care sunt lemnele? Alea de acolo, bă. Alea de jos de lângă? Da. Sau picioare? Alea de acolo și alea de picioare. Nu să știi. Ține că intră mai întru. Nu intru toporul, după aia. Ta Sofică! Hei, ta Sofică! Tati Sofică! Bună ziua! Până în casă de și de-aia. Nu mai oprești. Daniel, te rog să mă ierți că eu o țic, Daniel. Hai să ne arăți unde trebuie să tăiem. Da. Ce trebuie să tăiem. Da, da. Eu am adus un topor. Da. Când spui, îți dau banii.
Eu tine fărnici, dar ne dăm și peșele de acolo, că nu mai pus cu foc. Sunt mai groase, sunt mai lungi, sunt mai... Și noi, eu am o sobică mitică acolo. Sobă mică. Zic, sobă mică. Mai ideale, tai scurtuțe. Scurtuțe. Hai să-mi iau. Nu faci mica? Cum? Câinile. Da, câinile nu te numele pe el. Nu atacă. Ia, mă pozesc în gura, mă, te vedeam. Nu-i pozat. Oameni, nu te-ai spus. Nu-i pozat, m-ai pus pe internet. Da. Trazi, bandit. Băi, Daniel. Da. Eu te leacă. Care se poate ea este. Așa acolo. Da. Și eu ne luai așa, zanule așa. Și oate lese, stai cât ai... Cât să intre pe gura sobii, nu le tai mici. Metri. Dar te rog să mă ierti, eu zic, Daniel. Da, așa spune, de ce să mă supăr? Așa. Hai, iese-le, iese, le tai. Văd, sunt niște șoate acolo. Le-am văzut. Le tai, așa. Adică mai mici de atât cât era? Nu, mai mici. La lungime mă refer, la lungime. Uite, uite acolo. Da, da, da. Nu le tai mari tare. Așa, și iese. Astea vin într-o bucată, o singură bucată și atât e. Pac, 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 pac. Uite așa, iese de aici așa. Da. Și nu taie, deci... Copacul ăsta mare nu tai. Leață și ală înaltă. Dar restul tai tot. Da. Așa. Și mai am niște lemne, dar acolo la vale nu pot să le aduc eu. Eu te sus, măi, ce-a făcut. Da, ajunge benzină? Păi vezi? Da, da, le-am văzut, le-am văzut asta. Nu le vătai, măi, scut. Nu le vătai, măi, scut. Daniel, da. Vede și aici, care-i bulgar, îl pui razamat sau îl pui acolo razamat, care-i brăcut, îl de-o fac. Haide, da, hai. Terminăm azi? Dacă n-ai să termin, ai să faci termin foi, bă. Zvârlă peste foia ta asta. Da, asta e îngrășământ. Păi, de mine îmi crezi că-i zvârlă peste lumină. Hai, gata, ne apucăm atunci. Era ghidă, trebuie să-ți dau aia este de aici. Dar nu, las că dăm noi deoparte. Am înțeles, noi dăm lenile aici, ar vrea numai cât să fie așa. Aleandru, umple. Fii atent. Pun cioata asta. Uite așa. El e Alejandro. Am pornit drujba de acum când am terminat, te chemăm. Când am terminat treaba, te chemăm. Ai spus tot, să tai tot. Băi, da, da, nu. E bun, e bun. Dacă îl calcăm, lasă-l de-o. Pune-l acolo așa. Da, da, lasă-l de aici. Așa.
Musafiri. No, noi nea Cristi. No, sunt niște băieți de la Goșman. Vine la mine? Te uite. Nu le tăiesc lui, mă rog. Pus un soft din ăla arăbesc. Da, softul cu cai mulți. Da, cu cai mulți, că s-a cam dus cai. Nu vrei, cred că trebuie să te duci o leacă după... După ce? De drujbă, ai acasă. N-am luat-o. N-ai luat-o? De ce n-ai luat-o? De ce, că am uitat-o. Alejandro, eu zic că trebuie ascultat o leacă și o rupă. La cine? Iată, nu e. Eu am rupt-o. Ce ea? Cu cărța la vale. Eu zic că acolo șurubuletea de reglajul n-ar ieși. Păi da, deși ăla mi se pare că am șurubelniță acasă. N-are forță. Am șurubelniță. Știi cum am păstat așa, tu-ți aminte cu... Cu ăla... Sfredelul de la Cornel. Așa am păstat. Nu are forță, vezi, de acolo. Și când am reglat puțin șurubul, intra în pământ, te lua pe sus, ai văzut. N-are turație, nu vezi? De asta, de la șurubul ăla. De asta e, adică asta. Din cauza vibrațiilor se disface șurubul, știi? Da, bă, și ăla are. Așa e a mea de acasă, care o am și elantă, nu și elantă mare. Și elantă că uite-a luat Leandru, tot la fel are. Da, bă, când am umblat odată la astea, drujba ce nu mai avea nicio putere, nici o vlamnică. Adă-i drujba ta asta, e încotea de primul. Eu pe aia, dar și nici a mea nu-i ascultat, dar cred că taie este. De taie pe zi. Și cât se răcește puțin drujba, Alex, o prins curaj la ceva din astea. Da, da, îți putere de da, depinde unde îi dai, Alex. Da, de ce n-ai luat-o la ceva din mare? De ce? Că te-ai vrut direct la mare să-i dai, direct la mare. Nu mai iese. Băi, nu-i străcat toporul băietul. O, Alex, ești tu unidată. Chiar în mijloc, băi, dar parcă e calculată, le-ai dat exact la mijloc. Dă-i și tu din margine și tu i-ai dat un input, e moale acolo, e putere, nu? Da. Sunt fiert, tu nu mai iese. Iutia. Cam burete a intrat. O, cât a intrat. Dă-i jos direct așa. Eu în margine așa cumva. Păi dacă merge, că ăsta e al nostru, dacă nu... Tot acolo e. Dar și cu crapă. De asta e vorba de chinui. Ai buriete, mâncați. Păi iau sigur, dau cu curaj în sus, Alex. Și vezi exact unde dai. Pune-o pe lemne aici. Așa, ăla. Așa vezi exact unde și care e bun. Ăla. Hai că taie. Bun toporul. Unde mi-e dau? Dă-o pe margine dai. Îi dau aici, ră? Da. Dau așa în șir. Da, dai tare, nu-l ierta. Nu-l ierta că îți faci probleme. Ai! Vezi ce înseamnă? Zici că e plute, așa se aude când dai. Parcă dai în dop de plute. O luat-o? Alex, uite așa, dai pilonul, uite așa. Hai, te dai așa. Ia-ți cum e acum. Aha, o luat-o, nu? Aha. O crăpat. I-ai dat exact pe lungimea fibrii, i-ai dat. Te chinui că el mai mult că-i putred. Îți blochează toporul în el, vezi? Hai, că numai ăsta e așa. Restul e lemn normal, uite. Ăsta e plope? Da. Plop, uite, plop. Asta merge tăiat ușor, plopul. Dă să-i dau una eu, Alex. Dă să-l curentez. Uite-l, mai. Hai, nu mai avea milă. Băi, Alex, iar blochezi toporul. Băi, nu mi-ai dat, dacă simți că nu se duce. E dur, mă. Lasă-mă să dau și eu una. Nu. Una să-i dau. Nu! Băi, una! Nu! Băi, lei, nu crapă, Alex, nu crapă. O crăpată aia de jos.
L-ai rezolvat și pe ăsta. Iar l-ai. Iar l-ai blocat. A, taie. Taie de rupi, șai. Păi uite. Dar e mic. Da. Ce-ai făcut? Bă, Alex, toporul și ăsta e alunut. Atâta mai trebuie să rup coada asta de fier. Numai asta l-am făcut-o. Dacă am rupt-o pe asta. Da, o subdiez. Și intră așa de greu, uite-o pură, parcă. Dani? Da. Vrei să vezi cum trage acum mama? Da, ce ai făcut? Am dat aici jos. Filtrul de aer? Da, o cer în eu. Vezi? Și-o de ea. Avea aer. Ia. Ia, stai așa. Bă, stai așa, stai așa. N-avea aer distură. O secundă, o secundă. Ia. Ia. Asta e. Trebuie suflat ăsta. Cu periuț un pic curățat. Da. Din cauza că e înfundat, dujba nu tragi distură aer. De asta aș consuma așa de mult. Bineînțeles. Vezi? Bă, dar ce mizerie aici, Alex. Nu-i bine. Da. Nu-i bine. Multă mizerie în drujbă. Nu poți așa. Nu poți așa. Păi nu. Să stai așa. Curățat un pic filtrul ăsta. Dar oricum am tăiat câteva lemnii, să știi. Tăia, dar tot Alejandro rezolva problema. La topor mă refer. Da, la topor, da. Am tăiat, da, să tai greu. Și asta salcii. Da. Oi, dar și greu să tai. Lasă plopul să tai ușor, ai să vezi, da. Salcii asta e dezastru. Să faci și bucăți. Și să tai numai strâm. Niciodată drept. Ai rădată cu aia. Șos. Am imediat tăiat, le-am văzut peste gard eu. Da? Nu tu le-ai șos zis. Și eu le-am văzut, ăsta puțiunii. Bate și eu tot de când bat. Nu se dă. Da. Când te-o lăsa pe tine, acasă ne-o zis Daniel. O să cred, da, mergem, când ești liber, mergem. Am văzut că are niște lemne acolo razamate, cred că așa ele sunt puține. 20-30 de minute, e terminat. Tăti ca tăti, băi, asta, dar cum m-a să cu voi pe mine să aduc ăla în spate? Până aici. Și lasă, că ești de folos. Stai liniștit, că nu se știe până la final. Cu care tăie? Mi-a distrus spatele. Uite, să-mi dau jos puțin. Așa. Bălei, eu tot și iese din capul lui, ia. Abur. Nu mai pot. Abur. Fac trâncioatele astea degeaba, fără folos. Am. Acum a sus după lemne, după benzină, după cheie la drojbă. Păi,
Nu știu cum te cheamă. Alex. Și el zice să nu le acopere. Că nu poți să mă unde este el de. Ce ai făcut? S-a rupt acolo gardul? S-a rupt gardul. Trebuie fixat un pic plasa de gard. Nu, de deja a spus trei rânduri de lemn cât am fost plecat. S-a dus benzină. Aproape ați terminat! Aproape ați terminat! N-are întâiit. Câteva, uite, lemnele de la copac sunt gata. Încet, încet. Mai stai aici în spate câteva. Da. Hai să vedem ce putem face. Treabă. Da, dar cum? Și încă cum? Aici nu era bun să facem un țăruș, să batem un țăruș? Pe exterior? Da, da. O să împingă gardul. Lemnele. Hai că-i facem acum o manevră și la gardul ăsta. Cum e? Nu știu, bine. Merge, nu? Bine, bine. Tot lemnul de aici l-am așezat? Merg până sus aici, până sus aici. La grindă. Uh-huh. Aici mă opresc, la grindă. La grindă. Mai este alea. Uite, acolo la copac s-a terminat. Acum intrăm în spate, la cușări. Scândura asta. Ia vezi, Alex, să zici care-i pulsul, să-ți dea Alex pulsul. Ce spune? Pulsul, spune pulsul. Nu mai pot. Gata, e ce da? Așa de răbde? Era mai bun. E original. Ai ridicat cu gard până sus, vezi? Da. Legat frumos pe sârm. Treabă bună. Ia-l Alejandru. Lejează și-o strigi bună. Ia-l Alejandru. Zice și el ceva bun la ce m-am gândit eu. Vezi? Până acum nu am cum să zic. Asta e, m-am gândit și eu la altele. Da. M-au luat. Mai Daniel, dacă se le zbim deasupra, e bun? Nu, 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 că n-am, aici nu mai pun deasupra. Vreau să le așez eu cum trebuie să nu cade, știi? Mai crăpa două cioate. Eu nu știu cum am să le crăp și pe alalte, că nu merge. Câte două cioate la două ori. Da, păi merge greu, cu toalea, cum se spală. Da, vei că le-ai așezat aici frumos. Treabă bună. Mă vede Alex dacă nu, și după aia se vede. Da. Că intrat cu noi în ochi. Intrat cu noi în ochi. Frumos. I-am zis, fac treabă încet. Frumos aici, ce să zic. Frumos, frumos aici, nu e mai bine. Păi dacă termine azi, nu mai trezi mâine, de asta zic. Dăm tare? Băi, ușor. Da, cât mai se, nu mai este, este atât. Atât. A fost destule. Eu am zis că sunt puține, știi, mișcă rapid. Nu mai cărți. Antenăm într-o oră. Na, într-o oră antenată. De azi dimineață tot într-o oră antenat. Da, de azi dimineață, la 9. La 9 și 9 noi dimineață. Da. Prea de vreme m-a trezit. Și frig era dimineață? Da. Păi da. M-a trezit Daniel prea de vreme și nu sunt în largul meu. Păi de asta am spus să terminăm repede. Ca să îți revii la starea de bine. Ai văzut că nu sunt în largul meu? Păi da. Nu te-am forțat azi, recunoaște. Ce? Eu nu te-am forțat, te-am lăsat așa, liniștit. Da, da, că ți-ai dat seama de prima, că asta nu e în largul lui azi. Știi? Dar cred că știi ce am să fac? Ce? Mă ridic un rând. Mă ridic un rând? Mă ridic un rând, că n-am unde să mai fac. Am mai adus și n-am la cei în spate până aici. Păi că vină cu ata, că nu o să reuși. Da, am făcut-o pe aia. Ai făcut roșba mea, dar tu nu ai văzut că nu aveam ce făcut. Da, și de ce n-ați spus la început ca să mai care? Dar și nu știu că i-a dat de cap. Mă, că n-am la cei. Dintr-o greșeală, dintr-o greșeală. Nu mi-a rupt spatele. Tu și grea e Aleandru? De probleme. Alex, vreau atât. Să pornești un pic drujba. Lasă, nu porni cu neșca, nu porni. Stai un pic gardul ăsta, uite. Vreau să mai ridic un... Aici. Ia, pornește, hai. Nu-i dat startul în loc de stop. Ce? Hai, dă-i. Nu-i dat startul în loc de stop. Hai, dă-i, hai. Asta e drujba puternică. Auzi cum scoate gazele. Da-i ăla.
dacă gardul ăsta la lungime se pune aici încă un rând. Care? Gardul ăsta de aici a rămas. Mai stai, mai fac un rând de jur. Stai, stai, stai. Aude, acum să-l măsor. Da, care? Aici mi-l dai. Unde? Da, stai așa. Da, da. Aici. Drept? Da. Adică în 3 scândurile alea. Pac, pac, pac. Și tai. Și tai. Vezi cum s-au intrat în lea? Am tăiat. Băi, și asta e bun, tăie nucul. Băi. Normal, da. Tu îți dai seama și a tăiat cu asta, nu? Practic. Nu. Am tăiat, uite așa, vezi tabla și tabla și? Da. Am tăiat cu lanțul ăsta. Tabla. Tu tricui. Asta e bun, tăie nucul. Nu de acolo? Da. A, dar trebuie ascuțit lanțul, cu, de cum am dat acum în... Dacă nu mă le obișea în lanț, și pun la mașină lanț, mai mare. Da. Nu, da, tai, tai. Bă, dar scuze-mă, dar e stil, Dani. Are putere. E stil? Eu asta am vrut zic, are putere, știi? A, mai tăia gărduțul. Și să mai bravo. Mai ridicăm un rând, numai bine, cu ce mai este acolo tăiat, cu ce mai așa zic pe aici, pac, pac, și ridicăm un rând. Original, original. Mă, cum ar fi, vezi aici? Regatul lemnului. Aici ești, împărăția lemnului, aici e odia, plin. Stânga, dreapta. 4 ani nu mai ai nevoie de lemn. O mai spus el odată. 4 ani. Hai, gata, mă bag. Și cu ăsta... E cam gata, nu? Cu ăsta, da. E gata. Și aici, pe colț, toate cioatele. Bun. Cred că așa e din grădină zlu? Așa le pune strânge, lasă-le acolo. Ce am să-i pui? Dar nu, acele și oate nu lasă-le de acolo. Care? Acele? Aia este Dani. Aia este Dani, aia este... Îs mai periculoase. Este... Acele nu le poți. Nu le pot aia. Ai? Și așa, uite, care au fost, am mai luat din ele, dar mai mult de atât. E bun atât, a spune nu. Daniel. Nu, nu s-o putut. Ai? Iute! Ce? O rămas niște cioate pe aici. Lasă-l, Daniel, că mai rămâne. Prin buruiana asta. Prin pământul ăsta, prin... Oare ați fi usuși? Cum ai am niște pașne, știi, așa de voi de la val, lasă-le, lasă-le, hobby. Da. Trebuie să acolo, că nu poți. Găsim o zi și venim. Cum? Găsim o zi liberă. Peste o săptămână, peste două, nu știu când. Da, da vini. Nu ești obligat, nici nu. Da. Hai. Da, Sofica, la revedere. Ești sănătos, bă, proste, Dumnezeu să-ți trimite o fată și frumoasă și deșteaptă. Și... Am găsit una la Blăgești, dar e cam, e cam coloroasă la față. De cât frumos și prost. Că frumusețea trebuie și deală, dar tu rămâi cu amară. Ți-ai minte la mine. Așa. Lasă, de cât mai... Mă las și mai urățică decât... Nu mai urățică, mai grunietă. Și dacă pământul negru faci pâine, pâine bună. Să știi de la mine. Da, și asta e adevărat. Așa-i? Da. Pământul galben face pâine bună, dar pământul negru face pâine bună. Lasă-o de-ai pace. E bun și lutul, că faci chirpici. Da. Faci casă. Și-i vinzi. Și-i vinzi, exact. Da. Daniel, mulțumesc să trăiești. Cu plăcere și la revedere. Așa. Mă pozez, mă trimis pe poză. Da, da, da. Băietul el știe ce face, eu nu mă bag în treaba lui. Zic, nu rămâne așa cu lenile astea. Nu. Hai să vezi că când vine iarna, te prinde cu lenile băgate de sub. Bravo. Și tăiate. Bravo, îți mulțumesc. Gata. Din toată inima. Noi am plecat de acum, mergem să ne odihnim. Este nota 10. Nu, e adevărat. Mai e 10 lumea, dar nu e adevărat. Ba da. Gata, la revedere. Pentru mine așa ești. Pentru altul nu mă interesează și băieții vă câți foarte... Dar băieții mii cum să nu facă treabă? Trebuie să facă treabă. Și băieții vă câți comoză să nu știți. Așa. Da. Să trăiți, bă, de-a proste, când asta e. La revedere! La revedere! Sănătate! Sănătate!